De data trecută, Alexandra a aflat cu urmau să vină niște oameni în orașul nostru. Alexuțu și Denisa s-au mutat împreună și Relu s-a întors mai nervos și mai pregătit ca niciodată. Și avem doi membri noi. Lumea aventurii! Andy! Alexuțu! Denisa! Luca! Alexandra! Alia! Albedo! Adina! Raul! Lia! Alex! Gabriel! Lily! Relu! Deșteptul! Încă nu reușesc. Păi ce s-o fi întâmplat cu el? Luca? Da, Alexandra. Ce ai? De ce ești așa ciudat? Parcă zici că... stă ceva în cale. Încerc să dau de Andy. Sunt sigur că el nu mai e erou, dar sunt sigur că încă mai are puteri. Poate el ne-ar putea ajuta în lupta versus Relu. Uf. Poate are treabă. Haideți să nu ne băgăm în viața lui. Nu mai știu dacă e un om normal sau nu. Putem doar să sperăm că încă luptă pentru bine, așa cum facem și noi. Să sperăm că ai dreptate. O să-mi fie foarte greu fără Gabriel și Lily, dar nu mă pot lăsa bătut. Nu că lucrurile sunt atât de rele, iar eu nu mai am nicio funcție în acest oraș. Sunt un simplu cetățean și asta nu-mi place, așa că voi răspunde chemării și anume îmi voi recrea puterile, adică mă voi întoarce în funcția de primar, dar asta mai întâi trebuie să o rupesc pe Alexandra Lahiv. Dacă nu ar fi fost Alexandra Lahiv ca și eroină cunoscută de toți, mi-ar fi fost mult mai ușor să bag niște vorbe despre ea. Dar îmi trebuie ajutor, iar asta nu mai știu de ce îl pot primi. Am nevoie de cineva care să mă ajute, altfel sunt pierdut. 1 versus 8 sau cât or fi, dar totuși sunt în dezavantaj maxim. Te pot ajuta eu. Cine ești tu? Sunt Marucio. Ceilalți au crezut că m-au distrus, dar am reușit să găsesc o cale prin puterile mele telepatice să pară că sunt mort, dar de fapt am reînviat și sunt complet normal. Te voi ajuta. Îmi place, dar doi versus atâta tot n-avem nicio șansă. Ei bine, mai avem pe cineva. Haide, Storm, arată-te. Cine? Bună, tată! Mă bucur să te revăd după atâția ani. Storm, tu ești? Sunt chiar eu. Te bucur să mă revezi? Știm amândoi că nu mai suntem tata și fiul după câte s-au întâmplat, dar trebuie să ne unim ca să-i distrugem pe acei lahivi și pe tot orașul care ne-au trădat. Dacă pui problema așa, atunci bine, vom lupta ca echipă, dar niciodată nu mai suntem tată și fiu. Ai înțeles? Storm? Da, chiar foarte bine. Relu? Eu sunt domnul Relu pentru tine, iar eu domnul Storm pentru tine. Wow, tare! Ce tare e casa noastră nouă, Denisa! Da, chiar e! Hai de sus!
Ok. Aici putem dormi amândoi. Bună idee. Bun, îmi las hainele aici. Ok, las-o aici. Ce fain e casa asta. Și uite, mai avem încă o cameră. În caz de vine Luca sau Alexandra sau cineva, putem să-i primim aici. Ce zici? Bună idee. Eu am pregătit o listă ca să ne coordonăm amândoi. Luni, eu voi face de mâncare, tu vei aspira pe jos. Marți, tu vei face de mâncare, eu voi aspira pe jos. Așa, bun. Miercuri e liberi, deoarece probabil de marți o să avem multă mâncare, pentru că o să faci tu și tu gătești bine. Da, da. Bun. Joi. Joi e zi în care ne jucăm amândoi. Minunat. Și tu gătești? Cum adică nu? Tu gătești. Ah, ok. Atunci o să gătească aerul. Cred că aerul o să gătească. Ok, ok. Gătesc eu. Și vineri o să gătim amândoi. Și amândoi vom face treburi de casă. Ok, mie mi se pare o listă foarte bună. Bun, voi pune lista chiar aici deasupra să o vedem în fiecare dimineață. Aolea, dar oricum venim aici, că avem aici dressing room, unde putem să ne îmbrăcăm, deci aici venim, deci o vedem. Bun. Haide, azi e miercuri. E miercuri. Haide, treci și fă mâncare! Ah, bine, mă duc chiar acum să fac mâncare. Ah. Trebuia să fac mâncare. Ia stai așa. Cum adică eu să fac mâncare? Eu trebuia să fac. Da, eu altfel gătește aerul. Da. Este timpul să vorbesc cu Alexandra. Poate ea îmi va da datele. Sau mai bine zis, rolul de primar. Bună, Alexandra, ce mai faci? Relu, ce cauți aici? Nu înțeleg. Ce vrei de la mine? Zi-mi imediat ce cauți. Ce vrei de la mine? Știu foarte bine ce doresc. Rolul de primar înapoi. Asta este al meu și nu ți-l voi da vreodată. A, da? Atunci hai să discutăm. Bine, dar îți zic, ai numai 5 minute. După aia, nu mai ai ce vorbi. Nu mai ai ce călca în acest oraș. Te ascult, Relu. Vreau să cuceresc înapoi orașul. Ce te faci să crezi că asta te voi acorda să faci asta? Pentru că sunt cu Storm și Maruce în echipă. Poftim? Și crede-mă, sunt puternic. Și eu și eu sunt puternic. Și vă vom distruge pe fiecare. Crede-mă. Zile tuturor, transmite-le asta. Nu vă puteți ascunde la nesfârșit, deoarece vă vom găsi. Dar dacă vrei să se termine totul, dă-mi jobul de primar înapoi! Nu, mulțumesc! Ne descurcăm și singuri! Foarte bine atunci! Declar război! Pe curând, Alexandra! Nu știe în ce s-a băgat. Te să sup, Alex! Luca! Nu se-ți vine să crezi! Nu se-ți vine să crezi! Trebuie neapărat să ne întâlnim la noul sediu! Creat de tine și ceilalți! Repede! Nu avem mult timp! Suntem în pericol cu toții! Frumoasă casă! Nu-i așa, Lia? Da, e frumoasă! Dar era și mai frumos dacă tu nu locuiai aici. Nu avem ce face, ne-au luat toți banii, nu avem bani cu ce să plătim altă casă. Dar, haideți să facem așa, asta va fi calmea, asta a ta. O decizie perfectă. Dar haide totuși să nu distrugem casa. Bună idee, te-am lăsat, pa. Pa. Frumoasă priveliște. Dar era și mai frumoasă, dacă Lia nu era aici. Wow! Ce frumos! Opa, gata, ăsta e a meu, ăsta clar
care e partea mea? Mai trebuie să facem patul roz. Plecam niște vopsea la mine. Nu reușit. Femeie, ce ai făcut? Ai făcut un casamov? Ah, cred că mi-a folosit puterile din greșeală. Dar stai, așa rămâne casa. Oh, nu, ba nu rămâne așa. Identity, camouflage, power black time. Dar ce urât e acum! Era negru și înainte. Adică e frumos. În fine, eu mă pot să mă culc. O zi minunată după atâta muncă, Doamne. Cine e ăsta? Bună, Albedo! Tu ești speranța mea, zi-mi. Tu ai rămas răufăcător, nu-i așa? Te știu pe tine. Relu? Tu ești? Nu te-am mai văzut de atâți ani. Tot atât de malefic ești. De normal. Și cred că și tu ești. Așa că vin în echipa mea. Se distrugem pe la HIV. Va trebui să-mi iergi decizia. Dar știm amândoi că am mai vorbit și am luat-o pe căi diferite. Iar eu nu voi fi niciodată un răufăcător. Dacă așa stau lucrurile, serviciul tău oricum nu era bun. A, da? Atunci dă-te din calea mea. Nu fără luptă. Luptă vrei? Luptă vei primi. Stai, cu ce? Cu ce mă lupt? Eu am plecat, pa! Lașule! Nu. Teleportare. N-am teleportare. Nu, trebuie să merg repede. Și cu refuzul lui Albedo, nu am făcut prea multe avantaje. Bine zis, dezavantaje. Dar nu înțeleg cum a devenit el un om bun. Oare ar trebui și eu? Patetic. Nu-mi plac oamenii buni, doar oamenii răi. Cel puțin pentru un moment voi locui aici, măcar mai bine decât pe străzi. Mi-a lăsat-o Gabriel, a zis că măcar s-am unde locui. Se pare că el s-a mutat, nu știu, dar ceea ce îmi pare bine e că chiar dacă locul ăsta e mizerabil și oribil, am unde să-mi fac planurile.